Domnule președinte, o calificare cu emoții și cu un istoric ca parte, ținând cont de accidentările grave suferite în tabăra ușeană. Bună seara tuturor! Aș vrea să felicit echipa pentru că, într-adevăr, și-au dat viața pe teren. Sper ca Solo să-și revină cât mai repede și să aibă o accidentare care să-l pună repede pe picioare. Din păcate, ăsta este fotbalul, numai că sunt foarte supărat pe maniera asta de arbitraj. Ne-au sufocat, au avut atâtea cartonașe roșii de acordat echipe adverse și nu s-a concretizat nimic. Nu știu ce au vrut să facă. Au avut trei dintre jucători arcada spart. Nu știu ce trebuia să facem ca acei adversari să fie eliminați de pe teren. Vreau să le mulțumesc suporterilor pentru că au fost alături de noi cele 90 de minute și vreau să facă tot posibilul să fie alături de noi pentru că această echipă merită suportul lor. E frumoasă revederea cu suporterii. Bineînțeles, asta mi-am dorit tot timpul. Să facem la Huș un lucru extraordinar, să aducem cât mai multă lume pe stadion și de ce nu și la meciurile din deplasare, să îi ținem mereu aproape de noi ca să putem avea rezultate cât mai bune. Dă curaj echipei această calificare pe mai departe? Bineînțeles, noi ca și obiectiv ne dorim ca să ajungem cel puțin în 16. Acum nu trebuie decât băieții să muncească, să se recupereze cât mai repede pentru că a fost un meci de luptă. Și vreau neapărat să mânc o dată să felicit suporterii și echipa, pentru că astăzi și-a dat viața pe teren. Mulțumim! Mulțumesc!